Noi este domnul Adrian Muraru, directorul Institutului de Politici Publice. Bună seara! Bună seara! Credeți că se va strânge suficient de multă lume în seara asta, astfel încât să țină cont de piață? Nu. Nu cred că se va întâmpla în seara asta cu siguranță. Contează însă persistența până la urmă și probabil cred că până la urmă masa critică se va realiza. Cred că până la urmă important este să ne convingem cunoștințele și prietenii care cu toții până la urmă sunt nemulțumiți de cum trăiesc în țara asta, ca până la urmă să ajungă să realizeze că până când nu dau acest semnal că ne trebuie o țară mai normală, nu neapărat să scoatem un partid sau un altul la guvernare, pentru că probleme sunt probleme în toate partidele. Și că doar ne trebuie o viață politică normală și pe stânga și pe dreapta și cu cât mai puțină corupție. Bun, o întrebare... Nu există nicio țară. O întrebare de percepție, de imagine, pentru că eu nu reușesc să-mi explic și liderii PSD nu prea vor să-mi răspundă la întrebări. Cum se explică totuși treaba asta, Iordache, Florin Iordache, cel care este perceput de oameni, de public, de protest, ca fiind autor ordonanței 13, tot pe el l-a pus Dragnea să se ocupe, adică avea atâtea figuri în... Pentru că este foarte bun în ceea ce face din perspectiva domnului Dragnea. Sau dacă nu, poate cel mai bun, e mai bun chiar decât domnul Nicolicea, are mai multe calități chiar decât domnul Nicolicea sau decât Șerban Nicolae. E o sfidare la adresa celor 600.000 de oameni care au fost în stradă. Cu siguranță, n-are nicio importanță asta. Pentru domnul Dragnea contează pielea lui, nu ceea ce gândește piața, ceea ce gândesc inclusiv oameni din Telorman cu care am stat de vorbă. Pentru că, până la urmă, domnul Dragnea sau Telorman nu are nicio vină că e județul pe care a dat pe domnul Dragnea, cum nici Oltu nu are nicio vină că l-a dat pe Ceaușescu. Da, asta ar însemna o gândire rudimentară, pentru că un om cât de cât inteligent ar înțelege că dacă vrea să-și rezolve problema, nu-l pune tot pe Iordache, care este în atenția publicului pentru a stârni și mai multă, nu? Cu siguranță, dar cred că domnul Iordache a fost întotdeauna un om determinat în, și slujește cauza, ca să spunem așa, cu dibăcie, e adevărat, cu mici sincope, cum a fost aia cu altă întrebare, dar dincolo de asta, domnul Iordache este un om foarte dedicat cauzei. Și repet, nu cauzei PSD-ului, că din nou, nu cred că trebuie să punem la zi nici măcar partidul cu totul până la urmă. Ci mai degrabă acestei conduceri temporare, sper, care pur și simplu e dispusă să distrugă pur și simplu toată România doar de dragul de a salva pielea și a rămâne cu banii de care cel puțin deocamdată sunt acuzați că i-au furat. Bun, această conducere invocă legitimitatea votului dat pe un program electoral pe care, din care ei n-au făcut nimic. Ce legitimitate mai au? În programul electoral nu s-a spus o să furăm, o să ne luăm noi contractele, o să ne angajăm toate rubedeniile prin toate instituțiile. Nu scria nicăieri de lucrurile astea. Nu invoca voturile obținute prin acel program electoral? În niciun caz. N-au spus o să dăm o ordonanță noaptea să ne salvăm nouă pielea. Dacă scriau asta, probabil că erau cel puțin mai puțin oameni care i-ar fi votat și în cazul ăsta, sau poate că oricum mobilizau și pe partea cealaltă mai mulți oameni să vină la vot și să voteze cu oricine altcineva. Să-și facă alte partide, nu contează. Avem chiar în seara aceasta 300 de zile de protest rezist, 10 luni. Principala lecție a celor 10 luni de protest este cumva că e greșit să stai acasă atunci când sunt alegeri și mai bine te duci la vot ca să nu fii nevoit să stai după aceea în stradă luni de zile? Eu le găsesc o justificare și celor care stau acasă într-o oarecare măsură dacă îi spun că nu au cu cine să voteze, deși replica mea este făceți-vă propriul partid. Candidați voi, făceți-vă propriul partid, împingeți pe alții din cercul vostru de cunoștințe care au abilități, poate voi spuneți nu am abilități sau nu-mi doresc să intru în politică, dar am prieteni care poate ar fi bun. Încurajați oameni de valoare atunci dacă nu vreți să intrați voi în politică, să intre în politică și să facă lucrul ăsta. Cred că o problemă până la urmă cu rezultatul votului data trecută, deși nu despre asta e vorba și nu are sens de discutăm foarte mult, ține și de faptul că noi nu avem alternativă. Cred că și oamenii nu sunt poate mai mulți în stradă astăzi pentru că până la urmă nu avem o alternativă care cu adevărat să-i scoată pe oamenii stradă să spună nu mai vrem pe voi, îi vrem pe ceilalți. Și cred că, până la urmă, și asta este o problemă. Dacă e caz, o să ne lăsăm și joburile și ce facem și o să ne apucăm de politică. Ce să facem?